Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod din seria noastră cu Far Cry 5. E bine, o să fie interesant pentru că trebuie să urcăm pe aici. Avem o căprioară. Nu mai avem nicio căprioară. Am rezolvat-o. Și hai acum să ne urcăm pe aici. Sau în fine, asta sper să fac. Cine mă vede pe aici? Jur că n-am idee. A, ia uitați, un fraier aici. A fost un fraier. Acum nu mai e nimeni. Oh, shit! Mamă, ce m-a speriat. What the fuck? Așa, aici era cheeseburger. Cine mă protejează pe mine dacă nu un urs? Orice ar fi, trebuie să mergem în direcția asta și sunt tare curios ce o să găsim noi în locul ăsta. Chiar sunt curios, oricum e foarte greu să ajungem pe aici. Deci mă gândesc că ar trebui să se merite. Sau ceva de genul ăsta. Și aud un elicopter, dar nu-l văd. Cine știe unde o fi? Oricum nu vreau să atrag prea mult atenția asupra mea. Nu e tocmai ce-mi doresc eu. Și hai să schimb cu mitraliera asta, pentru că are mai multe gloanțe. Mă vede cineva de undeva, dar nu mă prind cine și nici de unde. Aha. Ok. Trebuie să aleg arma potrivită și sunt nehotărât. Fuck. Nu am gloanțe. Acum am realizat că am rămas fără gloanțe la lunetă. De unde o să găsesc eu alte gloanțe? Nu știu. Deocamdată o să urcăm pe aici. Și știu, pare nebunesc. Dar sunt curios ce se află sus. Chiar sunt super curios. Și vreau să aflu. Pe mine când mă apucă ceva, vreo curiozitate de-asta nebună, eu nu mă las până nu aflu. Ce naibii să fie aici? Ok. E un outpost, va să zică. Oh, shit. Hai să vedem pe aici. Perfect, da? Ia să vedem unde mai sunt cultiști de ăștia. What the fuck? Ăștia să distrug între ei. Adică pe mine nu mă deranjează. Care ești, mă? Ok, nu-i bine. Oh, shit. Fugi, ginuțule. Perfect, da? Hai să văd unde sunt fraierii. Ah, perfect. Urc pe aici. O să fiu în siguranță sus. Oh, shit. Fucking helicopter. Nu, nu e bine. Nu am cum să mă bat cu un helicopter. Cel puțin nu deocamdată. Hai să vedem, pot să urc pe aici pe sus? Evident că pot. De elicopterul. Aha. Bă, al naibii.
N-am, mă, ce să-i fac. A fugit elicopterul, vreau să-l dobor, dar o să-l lăsăm pe altă dată. Băi! Ursul meu! Oh, shit! Hai, ia vino sus! Bun, hai că m-am făcut bine. Era aici un rocket launcher. O, nu-i bine. Perfect, da? Perfect. Mai vine alt elicopter. Bun, asta a fost și cu elicopterul ăla. Și hai că ne-am făcut treaba până acum. Mai departe să ne uităm unde mai sunt nebuni de ăștia, pentru că pun pariu că sunt peste tot. Sunt peste tot, dar nu-i văd eu. Hai mă, unde vă ascundeți, nenorociților? Aha, pe aici undeva. Ia uitați-l pe ăsta. Nu l-am nimerit, pe bune. Perfect, atât. Și ia uitați ce avem noi aici. Probabil una dintre cele mai interesante chestii pe care le-am cucerit până acum. Cât ai outpost-ul? Care se află foarte sus, vere. Mișto! Chiar foarte mișto! Și am deblocat și un elicopter. Interesant! Chiar mișto! Bun, păi hai să mă familiarizez și eu cu locul ăsta. O, da, ia uitați. Ce să avem noi aici? Carme, sunt foarte curios. O, ia uitați. Chestii mișto. Care mai de care mai șmecheră? Sincer, arme d-astea am, dar ia uitați, fucking MP40, pe bune, și, ia uitați, MP5SD, dar evident mai trebuie să-l deblochez, deci era prea tare să-l am deja, nu? Să mă mai uit, spas 12, not bad. Sunt curios că ai diferența între unul și altul. Niciuna. Doar aspectul. Ok, s-ar putea să cumpăr la un moment dat un spas. Hai să vedem dacă putem face treaba asta acum. Poate avem noroc. Chiar ar fi mișto să cumpărăm un spas. Am înțeles că e foarte puternic. Hai că am ceva vânzare. Băi, nebunule. Ok. Aș putea să cumpăr un spas. Dar mai bine. Rămân cu armele de acum. Sau. Nu cred că am intrat bine, nu? Nu vreau să intru aici. Aici vreau să intru și să mă uit la parcuri. Hoho, avem ceva puncte. Și să vedem. Aș putea să am mai multe vieți. Ar fi șmecher. Sau undeva aș putea să am mai multe arme.
Asta ar fi și mai tare. Dar, hai să vedem. Chiar interesant. Nu știu exact ce arme să aleg. Sunt total nehotărât. Deci, chiar n-am nici cea mai vagă idee. Evident, eu aș vrea să am cât mai multe chestii și să fac cât mai multe lucruri. Dar nu tot timpul pot. Ei bine, dragi prieteni, nu să ne oprim aici cu acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că vi s-a părut interesant și ne vom revedea cât de curând. O zi excelentă vă doresc, la revedere!